A vrut să scape de rigorile legii, dar mai mult s-a înfundat. Este cazul lui Constantin Pintescu, un sucevean care a crezut că dacă dă bani agentului de poliție, acesta îl va face scăpa de sancțiune. Bărbatul s-a dus marți, 5 ianuarie, chiar la sediul Poliției Municipiului Suceava, biroul rutier, unde a oferit agentului 1000 de euro, pentru ca acesta din urmă să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu legate de constatarea și sancționarea unor contravenții la regimul rutier săvârșite de Pintescu. Lucrurile însă n-au mers așa cum s-a așteptat, pentru că agentul s-a transformat în martor denunțător, organizând împreună cu o echipă de procurori de la parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și lucrători de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Suceava, un flagrant de dare de mită. Odată flagrantul pus în practică, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Pintescu Constantin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, și s-a luat față de acesta măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Potrivit comunicatului de presă trimis de parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, ancheta penală este finalizată, iar rechizitoriul trimis la instanță, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.